Iubiți frați și surori, vă invit respectuos să ne ridicăm cu toții în picioare și să deschidem Sfânta Carte la Evanghelia după Marcu, capitolul 1, unde vom reciti începând cu versetul 1 până la versetul 3 inclusiv. Cei care aveți Sfânta Scriptură a dumneavoastră, vă invit respectuos să o deschideți. Cei care nu o aveți să priviți pe ecran sau cu vecinul care are Biblia la el. Cuvântul Domnului spune atât de frumos în felul următor. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile și iubiților, în dimineața acestei zile, împreună cu închinarea care deja am prezentat-o înaintea lui Dumnezeu, avem marele har să ne uităm în Evanghelia despre Domnul nostru Isus Hristos. Așa cum este notată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin robul său Ioan Marco. Cei care ați fost împreună cu noi duminica trecută, ați observat că ce am început acest studiu frumos asupra vieții Domnului nostru Isus Hristos și, iubiților, când ne uităm asupra Evangheliei după Marcu sau biografia uh, scrisă de Dumnezeu Duhul Sfânt prin secretarul Ioan Marcu, vom vedea că primul verset din textul nostru, care ne vorbește despre începutul Evangheliei Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prezintă de fapt un sumar a cele 16 capitole din Marcu. Aici aprinde miezul mesajului divin, aici aprinde miezul despre viața și lucrarea Domnului nostru Isus Hristos. Data trecută ne-am uitat la primul cuvânt, început, și am văzut cum și de ce acest cuvânt ne duce înapoi la o temă care este repetată mereu în Scriptură, din Genesa până la Apocalipsa și anume tema de suveranitatea lui Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu este suveran asupra începutul oricărui lucru și am, vede și am văzut că Dumnezeu este suveran să ducă la bun sfârșit ceea ce a lucrat în fiecare viață, slăvit să fie Domnul. Am nu vom face o recapitulare detailată asupra cuvântului suveranitate, dar în dimineața acestei zile ne vom uita la al doilea cuvânt. Și este adevărat, vom rămâne în versetul 1 și cu ajutorul Domnului astăzi și duminica viitoare, pentru că aceste trei teme sunt teme absolut importante, fundamentale de a putea înțelege bine Evanghelia din Marcu și celelalte evanghelii și de fapt toată Scriptura. Tema la care ne vom uita astăzi și cuvântul la care ne vom uita astăzi este cuvântul Evanghelie. Evanghelie în comunitățile noastre este un cuvânt înțeles pe de o parte și mai puțin înțeles pe de altă parte. Avem cântarea aceea care o știu toți copiii românească. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Ce îmi spune asta despre Evanghelie? îmi spune că are putere și tendința este să credem că și să asociăm pe Evanghelie cu un concept vag despre putere. Cum știu că frații mai în vârstă nu fac această greșeală. Dar nu vorbim doar fraților mai în vârstă, vorbim și celor din generația noastră și celor din generația care sunt înainte și după generația noastră. Și de multe ori când facem aceste declarații că Evanghelia are putere, nu prindem nuanța frumoasă a Evangheliei. În dimineața acestei zile ne vom uita în Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu, ținând în minte căci prima audiență care a primit această scrisoare scrisă de Dumnezeu Duhul Sfânt, a avut o înțelegere destul de bună despre Cuvântul Evanghelie, cuvântul Evanghelie în limba engleză este the gospel, Evanghelia Domnului Iisus Hristos în limba greacă este euangelion și folosind acestui cuvânt a avut o însemnătate cât pentru păgânii din Roma și păgânii din Imperiul Roman pe vremea aceea și a avut și un, o, o nuanță specifică o așteptare specifică și în poporul evreu. Pentru cei din Roma, în primul secol, pentru cei care au venit la mântuire de la păgnism, cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul Evanghelie a fost folosit pentru a aduce o veste bună. Căci, de fapt, în limba greacă aceasta înseamnă the good news, vestea bună, o proclamare bună. Dar, nu a fost doar o proclamare bună, ca și cum a fost marți seara la rugăciune, la sfârșitul programului. Am avut, uh, we had some good news. Erau langoși care erau serviți uh, de către frații în biserică. That is, that's something nice. Nu este vorba despre astfel de niceties, astfel de good news. Este vorba despre a aduce o veste bună, despre venirea, sau despre sosirea unui nou împărat în lumea păgână. La nașterea lui Cezar August, care s-a născut în 63 înainte de Domnul Hristos, până la 14 anul Dominii, era scris despre nașterea lui în felul următor. Trimițându-l ca mântuitor pentru noi, și cei care vin după noi, nu e vorba despre Domnul Isus Hristos, e vorba despre lumea păgână, în care la nașterea Lui s-a spus, trimițându-L ca mântuitor pentru noi și care, pentru cei care vin după noi, pentru a face războaiele să înceteze, pentru a face ordine peste tot și timp ce ziua de naștere a zeului sau a Dumnezeului Augustus au fost începutul lumii și începutul, observați, Evangheliei, Euanghelion, sau veștilor bune care au venit oamenilor prin el. Cuvântul Evanghelie a funcționat astfel ca un termen tehnic, nu popular, ci termen tehnic, chiar în societatea seculară, pentru a se, pentru a se referi la sosirea, ascensiunea și triunful unui împărat. Atunci, pentru cei din Roma, când au auzit începutul Evangheliei, automat pentru lumea păgână au primit în mintea lor și în inima lor cuvântul a primit o definiție și anume a sosit cineva deosebit de important. Acum, în al doilea rând, cuvântul a avut o însemnătate nu doar pentru lumea păgână, ci cuvântul a avut o însemnătate și pentru poporul evreu. Și aici vedem frumusețea cuvântului um, ales de Dumnezeu Duhul Sfânt în limba greacă și tradus în limba română și în limba engleză as the Gospel sau Evanghelie. Cuvântul ebraic basar, tradus în limba greacă în septuagentă, ca și Evanghelion, este folosit în Vechiul Testament pentru a descrie trei evenimente deosebit de importante. Primul eveniment pentru care acest cuvânt este folosit este o victorie militară. De exemplu, după ce Dumnezeu, prin David și prin armata lui Israel, au bătut pe filisteni și uh, Goliat a fost învins, când Domnul a dat biruința lui David și la lui Israel asupra filistenilor, în 1 Samuel, capitolul 31, versetul 9, vedem că s-a dus vestea bună că -ți a fost o victorie militară în care numele lui Dumnezeu a fost slăvit, glorificat și cinstit. Pentru un evreu care a auzit cuvântul acesta a Evanghelie, i s-a dus gândul și mintea pe de o parte la o victorie militară în care numele Domnului a fost proslăvit. A doua nuanță este pentru găsirea unei averi. Nu doar 3 milioane, ci o avere mare. Acest lucru este notat în 2 Împărați, capitolul 7, versetul 9, când iară vorbim despre niște leproși, acum e vorba de patru leproși, se pare că dimineața aceasta este dimineața leproșilor. Găsirea unei averi în tabera sirienilor de către cei patru leproși. Observați cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați 7 cu 9, unde spune Apoi uh, și-au zis unul altuia cei patru leproși care au intrat și au spus care au intrat și au găsit prada de război, au găsit aur, argint, tot ce au vrut și au spus nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună, este o zi de evanghelie. Este o zi de a declara că s-a întâmplat o minune în lumea noastră ce era imposibil anterior, important, ce era imposibil anterior cu câteva ore sau cu câteva zile înainte. O improbabilitate extraordinară. S-a schimbat toate lucrurile peste noapte. Poporul evreu când a auzit cuvântul Gaspo, Evanghelie, n-au avut mintea doar direcționată spre o victorie militară în care Dumnezeu a primit gloria, n-au avut privirea îndreptată spre o mare comoară care s-a găsit fără niciun merit înaintea lor. Și în al treilea rând și în rândul cel mai important, iubiților, cuvântul Evanghelie denotă o importanță și mai mare, în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament. Cuvântul Evanghelie apare în contextul mesianic, când vorbește despre împăratul mesianic al lui Israel, împăratul care era așteptat de la întemeierea lumii, de când a intrat păcatul în lume, cum am notat săptămâna trecută. Poporul lui Dumnezeu a anticipat că va veni în sfârșit după toată pedeapsa, după tot păcatul, după toată durerea produsă de păcat, va veni o epocă nouă, ceva care va transforma o victorie, nu doar o victorie militară, ci o victorie internă în sufletul nostru, nu doar găsirea unei averi pământești, ci găsirea unei averi atât de mari, căci omul când a găsit comoara aceasta, ce a făcut cu tot ce a avut înainte? A vândut totul și a venit și a luat această Evanghelie. Cuvântul lui Dumnezeu, iubiților, și profetul folosit cel mai mult pentru acest cuvânt, pentru această Evanghelie, este profetul Isaia, prorocul Isaia. Știți dumneavoastră că în Isaia primele 40 de capitole, de la 1 la 39, este vorba de judecata și de pedeapsa lui Dumnezeu. Iar apoi, după ce vine judecata și pedeapsa lui Dumnezeu, se schimbă, se schimbă mesajul și arată că Dumnezeu în mila și în îndurarea lui va începe să intervină în istoria omenirii. Nu putem înțelege Evanghelia după Marcu. Nu putem înțelege viața noastră creștină dacă nu ținem în minte nuanța Evangheliei. În alte cuvinte, viața creștină întotdeauna include intervenția lui Dumnezeu în viața omenească. O intervenție personală, o intervenție care schimbă. O intervenție care transformă. O intervenție iubiților care cu adevărat este good news. Now, when it's good news, când este vestea bună, când auzi o veste bună, cum stai pe bancă? Poți să omorât? Atunci când aducem laudă și cântăm lui Dumnezeu, cum cântăm? Cu mânie sfântă? Nu. No. Cu mânie românească? Nu. No. Cum am notat? It's ok to loosen up. It's ok to smile. Pentru că Evanghelia după Marcu dă celor care iubesc pe Domnul Iisus Hristos tot motivul să zâmbească, să se bucure, căci în sfârșit împăratul împăraților și domnul domnilor a sosit în lumea noastră. Slăvit să fie domnul! Iubisor, permiteți-mi să citesc câteva nuanțe frumoase a înțelegerii evreilor despre ce a însemnat Evanghelie. Am notat victorie militară, am notat găsirea unei mari valori, o comoară extraordinară, Acum să ne uităm la Evanghelie. Întoarceți împreună cu mine la Isaia, capitolul 40, începând cu versetul 9 la 11, unde cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, spune în felul următor. Suiete pe un munte înalt, pe un munte înalt să te vadă toți și să audă toți, căci mesajul acesta este absolut spectaculos. Ca să vestești Sionului, ce să vestească? Evanghelia, vestea cea bună. înalță glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului. Ce să vestească? Evanghelia, vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme să spui cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Stop right nu suntem la a treia parte, aceasta urmează cu ajutorul domnului Duminica viitoare, dar la a doua parte, când este vorba despre a defini Evanghelia. Evanghelia nu este o definiție care a venit o persoană puternică. Un împărat care este doar om. Evanghelia întotdeauna, în Vechiul Testament, a inclus și s-a înțeles clar și categoric. Căci atunci când vine vestea cea bună, împăratul nu este doar un cezar, nu este doar un împărat omenesc, ci nu este altcineva decât Domnul și Dumnezeul lor, slăvit să fie Domnul. Observați, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Și după cum vom vedea când vine evanghelia, este bucurie pe de o parte pentru cei care primesc și este judecată și condamnare, conflict pentru sistemul apostat Evreiesc. pentru farisei, pentru cărturari, pentru saduchei, pentru irodieni, este un moment de judecată. Observați versetul 11. El își va paște turma ca un păstor. De ce? Pentru că păstorii care erau încredințați înainte să pască turma Domnului, n-a păscut-o cum trebuie. A mâncat din grăsimea turmei și a bătut joc de turma Domnului. Și Domnul Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu nostru, în Evanghelia după Marcu, has good news. Iată, păstorul cel bun al oilor a venit. Iată că atunci, înainte de înălțarea lui la cer, vorbește cu Petru și spune, Petru, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, știi toate, știu că te iubesc. Atunci paște oile, olițele și melușeii, paște turma Domnului Isus Hristos. Dar el își va paște turma ca un postor, va lua miei, cum? În brațe. Ce gingășie! îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Wow! What good news! Când vom trece prin Evanghelia după Marcu și ne vom uita la cine este Domnul Iisus Hristos și ce înseamnă a fi creștin, Vom încerca să ne debarasăm de tradițiile nebiblice care au fost în mintea noastră. Și vom încerca să auzim Evanghelia proaspăt, fresh. As if for the first time. Ca și cum ar fi pentru prima dată. Nu vom lua o secție de aici și o secție de acolo ci vom merge progresiv prin Evanghelie, explorând inima Domnului Isus Hristos, gândul Domnului Isus Hristos, așa cum este revelat și așa cum a fost scris. Bisul dacă cuvântul lui Dumnezeu trebuia să fie citit, proclamat și predicat, când o bucată de aici, când o bucată de acolo, când o bucată de acolo, ar fi fost scris așa. Dar a fost scris în ordine: ca cel puțin o dată pe săptămână să ne uităm în ordine la El, ca mintea noastră să gândească ordonat și să avem o gândire și o teologie biblică în ce privește viața și lucrarea Domnului Isus Hristos. Este un alt pasaj din Isaia, capitolul 52, versetul 7, care ne vorbește în același sens. Și, observați, înțelegerea poporului evreu când au auzit cuvântul Evanghelie. Începutul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea. Picioarele celui ce aduc vești bune, care vestește ce? Mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Iată contextul, iată înțelegerea, iată o definiție a Evangheliei pentru poporul evreu. Acum, iubiților, în concluzie, haideți să ne uităm la folosința cuvântului în Marcu. Evanghelia despre Domnul Iisus Hristos și iubicilor, ne vorbește despre vestea cea bună, că în sfârșit a sosit Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Pentru cei din Roma, pentru cultura păgână, au auzit că a venit în sfârșit acest Împărat care va stabili pacea, care va aduce bucuria și care este Dumnezeul Dumnezeilor. Pentru evrei a avut aceste trei nuanțe care a menționat acest cuvânt, deși deci, pentru unii și pentru alții este un eveniment extraordinar. Duhul Sfânt când pune aceste cuvinte nu le-a pus fără însemnătate și fără intenție. Aceast, aceste cuvinte conțin tot miezul despre viața și lucrarea Domnului Isus Hristos. S-a comunicat clar pentru neamuri cât pentru evrei căci va veni ceva minunat și anume iertarea păcatelor, mântuirea și în sfârșit viața veșnică a sosit. Acum, iubiților, cum? Cum putem să spunem căci Evanghelia, căci săptămâna trecută am notat căci aceste trei cuvinte, versetul 1, ne vorbește întâi despre suveranitatea lui Dumnezeu și am dovedit acest lucru săptămâna trecută. Dar a doua nuanță este căci Evanghelia ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Cum? Ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu iubitilor pentru că Împăratul profețit și așteptat de mii de ani a venit. You can't forget that. Nu putem uita acest lucru. El a promis că va veni, deși nu s-a întâmplat în prima mie de ani. Deși Adam și Eva au anticipat că va veni în timpul vieții lor. Nu a venit în timpul vieților. Deși noi a anticipat că va fi ceva diferit, ceva nou. Și nu a venit mesia. Deși poporul Israel cu fiecare sărbătoare a Paștelor Au anticipat să vadă dacă nu cumva va veni Mesia atunci Deși, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, deși întârzie se va împlini negreșit Pentru că Dumnezeul nostru este vrednic de încredere, slăvit să fie El Lucru care promite Dumnezeu întotdeauna se duce la și va împlini ceea ce a promis de aceea ne arată că Dumnezeu n-a uitat de noi. When I hear, când aud termenul Evanghelie, mă aduc aminte că Dumnezeu îmi cunoaște situația, îmi cunoaște durerea, îmi cunoaște starea de amărăciune, îmi cunoaște necazul, îmi cunoaște boala și n-a uitat de Leonard. N-a uitat de dumneavoastră. Este alături de noi, slăvit să fie Domnul. Ne arată dragostea lui Dumnezeu, iubiților, pentru că Dumnezeu a lăsat gloria și slava și a luat chip de rob. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 2, versetul 7. Iubiților, textul din Vechiul Testament spune că Dumnezeu, va veni profetul, cum vom vedea dacă Dumnezeu ne dă viață în câteva săptămâni era profetul care proclama și pregătea calea nu unui om, cea lui Dumnezeu dar evreul se întreabă cum, dacă Moise nu a văzut pe Dumnezeu cum putem noi să vedem pe Dumnezeu cum poate Dumnezeu să vină jos pe pământ cum? și să nu murim să nu ne topim toți de gloria și de slava Lui You know how? Știți cum? Gloria lui a fost îmbrăcată, acoperită în chipul de rob. Smerenie. Pentru mine? Pentru dumneavoastră? pentru toți cei care au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Iubiților, sacrificiul enorm și mare care Dumnezeu l-a făcut începe în capitolul 1, versetul 1, cuvântul 2, Evanghelia Domnului Iisus Hristos care arată dragostea Lui. Dragostea care se arată căci El a venit să caute și să mântuiască ce era Pierdut. A venit să mă caute pe mine și oriunde ai fi, în orice situație te afli. Evanghelia este vestea bună, că Dumnezeul despre care am cântat azi dimineață, sfânt, 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 este Domnul. Este Domnul care, deși este transcendent, cerul nu-l cuprinde, este iminent. Vine alături de noi ne ia în brațe, ne strânge la sânul său și are grijă de fiecare din noi. Iubisul, ăsta e Dumnezeu în dragoste, ăsta e Dumnezeu nostru. Vom vedea cum acest Dumnezeu vine la cei nenorociți, la cei care nu sunt priviți bine de societate, să-i libereze pe cei chinuiți de duhuri necurate, să cheme pe niște pescare, din zona Galileea. Vom vedea că zona Galileea, așa cum este notată în Matei 4, 15 cu 16, a fost numit Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul în umbra morții a răsărit lumina slăvit să fie Domnul. da iubiților, Dumnezeul nostru, prin dragostea Lui, este acel care vom vedea tot în capitolul 1 și 2, că se apropie de cei leproși, se apropie de cei care sunt împovărați de păcate să le ierte păcatelor, să le ierte păcatele, de cei care sunt uitați de societate și, în final, să moară pentru cei care sunt păcătoși, pentru cei care au nevoie de mântuirea în dar. Marcu 10 cu 45 este în multe feluri versetul cheie pentru a înțelege Evanghelia după Marcu care spune căci fiul omului n-a venit să i se slujească ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. În concluzia acestui mesaj în concluzia acestei dimineți am văzut două nuanțe frumoase despre introducerea în Evanghelia după Marcu. Și deși, cu ajutorul Domnului, vom introduce și secretarul uman, Ioan Marcu, în viitor, nu este atât de important Ioan Marcu. Știți de ce nu este important? Că nici nu îi se menționează numele aici. Cine este important în Evanghelia după Marcu? cel despre care se vorbește, care este Domnul Iisus Hristos. Cine este important? Autorul primar, care este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Care, iubiților, în această dimineață, când am fost la închinare, am văzut că acest Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Am văzut că acest Dumnezeu al nostru, care este singurul Dumnezeu, este Domnul Domnilor, și împăratul împăraților. Am văzut că este aproape de fiecare din noi. Dacă ești aici în dimineața aceasta și simți că Dumnezeu este undeva departe, că a uitat de tine, Evanghelia spune, That's a lie. Aceasta este o mare minciună. Dumnezeu te-a adus aici nu să-ți în cap. Te-a dus aici, nu să pleci așa cum ai venit, ci te-a dus aici să-ți spună că te iubește, că a venit în lumea aceasta pentru tine, ca să ai viață și viață din belșug, ca să ai putere să trăiești diferit. Dacă ești certat, să-ți puterea putere să te împaci. Noi prin consilierile care le facem slabe, frate pastor Emeritus, frații pastori, încercăm din răsputeri să împăcăm pe oameni. Dar iubiților, împăcarea nu este un lucru simplu. De aceea a venit Domnul Isus Hristos să ne împace cu Dumnezeu Tatăl, în primul rând și apoi să ne împace unul cu altul. Dacă ești aici și ești certat de un an, de doi, de trei, de zece, soluția este în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă ești aici și simți povara păcatului, nu trebuie să pleci cu această povară pe umerii tăi, în dimineața acestei zile nu doar ne-am adunat noi aici, ci împreună cu noi este Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos și este aici să ne facă bine, este aici să ne ierte de orice păcat și de orice povară, este aici să rupă lanțul celui rău da, putem pleca transformați, putem pleca schimbați, pentru că este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a părăsit gloria s a venit pe pământ și a murit pentru păcatele noastre și a înviat aceea a treia zi și s-a înălțat la cer, unde și astăzi mijlocește pentru fiecare din noi, slăvit să fie Domnul. Dumnezeul nostru este puternic. Am cântat ca Lui este victoria. Doamne, dă-ne ca să vedem victoria în viețile noastre, în vieți transformate, în vieți schimbate, pentru gloria Numelui lui Dumnezeu. Iubiților, cu ajutorul Domnului data viitoare, ne vom uita la a treia parte a versetului 1, și anume la persoana Domnului nostru Isus Hristos. Vom vedea ce ne spune. Duhul sfânt prin Marcu, despre identitatea lui. Nu vom explora mult pentru că ne-ar trebui un an de zile sau mai mult să facem lucrul acesta. Pentru că versetul 1 este titlul, este subiectul. Este subiectul. Dar când, vom, când ne vom uita în Evanghelia după Marcu, vom vedea cum Duhul Sfânt pictează, scrie prin imagini, prin istorie, viața Domnului Isus Hristos. Și la sfârșitul studiului nostru, ca și la început, împreună cu soldatul păgân roman, Vom ajunge și noi la concluzia. Cu adevărat, acesta este fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu, gloria lui în veci de veci. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugăciune în comun. Să venim înaintea Domnului. Și dacă avem nevoie de mila și de îndurarea lui și de iertare, să-i cerem iertare că este alături de noi. Dacă avem nevoie de intervenția Domnului, să cerem ca Dumnezeu să intervină în viața noastră și cu toții să-i mulțumim Domnului pentru mărețul har care ne-a arătat, trimițându-L pe Fiul Său și pe Domnul nostru Isus Hristos în lume. Amin. Cu toții ne rugăm Domnul.